Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom învăța să lucrăm această frumoasă danteluță, care poate fi folosită de dumneavoastră în diferite lucrări. Eu am decis să vă prezint astăzi modul în care se lucrează. Poate fi lucrată în firul de bumbac, indiferent de culoare și de grosime. Și, bineînțeles, este nevoie de croșetul adaptat. Vom porni cu un număr de 10 ochiuri de lanț. Voi folosi un fir un pic mai grosuț și, așa cum vă spuneam, voi face 10 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După ce am făcut aceste 10 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Și voi intra cu croșetul în corespondența primului ochi de lanț, în felul acesta. După care voi continua, voi extrage firul și voi lucra primul picioruș, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea, iar acum pentru a șasea oară vom închide cele două părți ale lucrării. Ceea ce vom obține va fi aceasta. În acest moment eu voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi întoarce lucrarea în felul acesta. Și în interiorul acestui spațiu noi vom lucra un număr total de 16 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dacă nu avem spațiu suficient, puteți împinge un pic, 15 și cel de-al 16-lea picioruș dublu. În momentul în care am făcut cel de-al 16-lea piciorul dublu, voi lua din nou firul pe croșet și voi face un picioruș dublu în afara acestuia, deci în punctul unde noi am unit aceste două părți ale lucrării. Voi întoarce din nou lucrul în felul acesta, voi face un ochi de lanț și începând cu primul picioruș, voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte. Voi lua firul odată pe croșet, voi întoarce din nou lucrarea în felul acesta și voi număra 1, deci aici avem primul, 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet în corespondența aceluiași picioruș îl voi face pe cel de-al doilea, după care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, cu care voi forma un picot. În momentul în care am terminat picotul, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi lucra un număr total de 3 piciorușe duble. Acum voi continua lucrând 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț, voi lua firul rotată pe croșet, voi întoarce lucrarea din nou în felul acesta și voi sări primul ochi imediat următor, după ochiul în care am făcut toate acele piciorușe duble, așa. Deci, voi sări primul ochi, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț. Voi sări următorul picioruș, voi intra în cel de-al doilea, din nou, picioruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, picioruș dublu, un ochi de lanț, iar acum voi intra în corespondența ultimului picioruș și voi face piciorușul dublu. În acest moment lucrez 1, 2, 3, vom pune semn, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, mă voi întoarce înapoi cel de-al treilea ochi de lanț de la început și voi face un picot de 3, după care 1, 2, 3, 4, voi forma un picot de 4, voi intra în același ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat și voi continua 1, 2, 3, un picot de 3, care îl voi închide cu fir alunecat. Voi lua firul pe croșet, voi întoarce lucrarea și voi face picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Un ochi de lanț de separare, picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și ultimul picioruș dublu. În acest moment am ajuns din nou în corespondența acestor 10 ochiuri de lanț, unde din nou vom lucra un număr total de 16 piciorușe duble. Acum le vom lucra singure și ne întâlnim în momentul în care am terminat aceste 16 piciorușe duble. Lucrate cele 16 piciorușe duble, voi lua din nou firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu în afară, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu care l-am lucrat aici. După cum vedeți, se observă foarte bine, deci corespondența acestuia vom face un picioruș dublu, după care vom lua firul pe croșet 1, 2, 3, 4, de 5 ori. Și vom intra cu croșetul în ultimul picioruș care îl avem aici. Se distinge foarte bine. Și vom intra cu croșetul și vom începe 1, 2, vom trage firul încet, 3, 4, de 5 ori, iar a 6-a oară închidem totul. Ceea ce facem de acum va fi să repetăm un ochi de lanț, voi întoarce lucru și începând cu primul picioruș, voi face cele 8 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voi lua firul pe croșet, voi întoarce lucru, 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș, voi face un picioruș dublu. Odată ce ați învățat, veți reține imediat cel de-al doilea picioruș dublu, acum voi forma un picot. Odată ce ați lucrat o parte, două din acest
model, veți vedea cât de repede îl învățați și cât de ușor este de făcut. După ce am format picotul, voi intra aici și voi repeta cele trei piciorușe duble singure. 1, 2, 3. Toate plecând din corespondența aceluiași picioruș, așa cum v-am explicat. Și voi continua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucrarea și nu în primul picioruș, în cel de-al doilea. Voi intra cu croșetul și voi face un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș și intru în cel de-al doilea, picioruș dublu. Ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș și intru în următorul, un picioruș dublu, fir, ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în corespondența următorului, în felul acesta. Ochi de lanț de separare, iar acum voi face ultimul picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu care l-am la dispoziție. După care voi porni din nou, 1, 2, 3, voi porni să formez acest trifoi, să-l numim așa. După cum vedeți că are forma unui trifoi. Deci am 3 ochiuri de lanț și voi continua, 1, 2, 3, voi forma un picot în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Un picot de 3, 1, 2, 3, 4, voi forma un picot de 4, din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi forma un picot de 3, în felul acesta. După care, firul pe croșet, voi întoarce lucrarea și voi intra în corespondența următorului picioruș dublu. Și voi lucra din nou un picioruș dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu. Deci fiecare picioruș dublu vine în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Foarte, foarte simplu. Adică cel puțin mie așa mi se pare. Ochi de lanț de separare, iar acum ultimul picioruș dublu. După care vom intra din nou în interior, formând cele 16 piciorușe duble. Trebuie să numărați cu atenție să fie 16, iar apoi totul este simplu, decurge totul foarte, foarte ușor. Deci vom lucra din nou singure, 16. Uitați-vă ce frumos se prezintă aceste colțișoare. După ce vom lucra cele 16 piciorușe duble, mă voi întoarce din nou la dumneavoastră pentru a continua încă o dată. Am lucrat cele 16 piciorușe duble, voi face piciorușul dublu în afara spațiului, așa cum am făcut un pic mai devreme, în ultimul picioruș dublu din rândul anterior, voi face piciorușul dublu, iar acum din nou voi lua firul de croșet 1, 2, 3, 4, de 5 ori și voi intra cu croșetul în corespondența ultimului picioruș dublu și voi începe, voi extrage firul o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară, iar pentru cea de-a șasea oară vom închide totul împreună. În felul acesta noi vom înainta și rezultatul va fi acesta, după cum vedeți, această frumoasă danteluță. Să știți că acum în timp ce lucram chiar mă gândeam, o asemenea danteluță este frumoasă la gâtul unei bluzițe. Deci după ce am lucrat bluzița, propriu-zisă, să facem această danteluță și să o aplicăm unei bluzițe, s-ar prezenta foarte frumos. Pentru a încheia, acum să vă spun și modul în care se poate încheia, în momentul în care
am lucrat lungimea de care avem nevoie, lungimea dorită de noi, din această danteluță. Am ajuns exact în acest punct, da? În momentul în care am făcut aceste 5 ochiuri care le-am tras de pe croșet și apoi pe cel de-al 6-lea, nu trebuie să facem altceva decât să tăiem firul și să închidem lucrarea. Eu atât am dorit să vă prezint. Sunt Tatiana Andrieș. Mă voi întoarce cu noi tutoriale. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana.